Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Elevii și profesorii s-au întors astăzi în școli. 14 septembrie, sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Poliția locală se ocupă de ridicarea mașinilor abandonate în oraș. Concurs de pescuit extrem pe Dunăre, ediția a treia. Astra Giurgiu a pierdut acasă meciul cu Pandurii Târgu Jiu. Școlile și liceele din județul Giurgiu și-au deschis astăzi porțile. Emoționați, elevii însoțiți de părinți sau bunici au luat drumul unităților de învățământ, acolo unde au asistat la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Le-au fost alături cadrele didactice și reprezentanții autorităților locale și județene, cu cele mai bune gânduri și cu urări de bun venit. Cu ghiozdanele în spate și cu flori în mâini, sute de elevi s-au strâns în această dimineață în curtea școlii numărul 1 Sfântul Gheorghe. Plin de emoție erau și părinții sau bunicii care îi însoțeau pe micii școlari. Cu toții au asistat la slujba de binecuvântare oficiată de părintele Nicușor Puflea și la urările adresate elevilor la început de an școlar. Ne întâlnim iată din nou în curtea școlii, care an de an devine tot mai aglomerată, dar mai caldă, mai primitoare, inclusiv datorită dascălilor care cu trudă și migală se apleacă mereu asupra sufletelor de copii spre a le modela, spre a le îmbogăți. Dragi părinți, avem dorința tot mai aprigă de a vă vedea cât mai des în școala noastră, care este deopotrivă școala copiilor dumneavoastră. Emoțiile elevilor la regăsirea cu colegii și emoțiile noastre ale tuturor cu privire la începerea noului an școlar sunt deosebit de profunde și îmi dau posibilitatea de a ura elevilor să aibă parte de un an rodnic, plin de bucurii și realizări, iar dumneavoastră, părinților, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, pentru că aici, în școală, găsesc educația de care ei au nevoie să se formeze ca adevărați oameni, adevărați giurgiuveni. Aceeași agitație și la școala numărul 2 Mircea cel Bătrân. Și aici, ca și la celelalte școli gimnaziale, cei mai emoționați au fost de departe copiii care au început cursurile la clasa pregătitoare. În ce clasă ești tu? Zero. Zero? Și cum te simți în prima zi? Foarte bine! Știi ce vei învăța aici la școală? Da! Ce vei? Toate! Cam ce? Vei învăța să scrii? Și să citesc! Da, îmi place mult! Asta zero! Asta zero? Și ce vei învăța tu aici în clasa zero? Vei învăța să scrii? Cum te simți în prima zi? Bine! Te-ai cunoscut colegii? Mhm. Mai cunoști așa din ei? Da. Ce vei învăța aici, știi? Să scriu. Te-ai cunoscut toți colegii? Da. Și cum ți se pare? Frumos. După 3 luni de vacanță, elevii Colegiului Național Ion Maiorescu s-au întors astăzi în bănci, plini de entuziasm și cu multe așteptări de la noul an școlar. Din cadrul festivității de deschidere nu a lipsit slujba de binecuvântare oficiată de părintele Tudor Georgian și urările autorităților locale și județene. Aș vrea să urez un bun venit noilor veniți în Maiorescu, să le urez succes și un bine ați revenit celor care au fost și în anii precedenți în acest liceu. Trebuie să fiți mândri că sunteți elevi ai acestui liceu, cel mai bun liceu din toate timpurile, aș putea spune, cu mândrie de altfel. Nu o să uit niciodată că am fost elevul acestui liceu. Voi contribui alături de autorități la sprijinirea tuturor unităților de învățământ din municipiu și județul Giurgiu. Vă urez succes în noul an școlar, să dea Dumnezeu să fiți continuatorii la ceea ce s-a făcut bine în orașul nostru, în școala noastră. Mi-aș permite ca pentru un nou început de an școlar să vă dau câteva sfaturi. În primul rând, părinților, să aveți grijă de copiii dumneavoastră și să nu lăsați ca altcineva să vă ia locul în inima lor și în sufletul lor. Pentru elevi, să aveți grijă de părinții voștri și de profesorii voștri care vă sunt ca și părinții voștri. Și pentru profesori, ca întotdeauna să facă doar ceea ce este bine pentru elevi
și să le dea sfaturile cele mai bune în viață. Elevii vor merge la cursuri până pe 18 decembrie, după care se vor bucura de 3 săptămâni de vacanță în perioada sărbătorilor de iarnă. Prăznuită la 14 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci reprezintă cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. Aflarea și înălțarea solemnă a crucii Mântuitorului, ca și depunerea după aducerea acesteia de la perși la mormântul sfânt, acestea sunt momentele sărbătorite astăzi, după tradiție în post și rugăciune. Sărbătoarea de astăzi este cea de-a doua cuprinsă în calendarul liturgic al anului. Mântuiește, Doamne, Înălțarea Sfintei Cruci este prăznuită pe 14 septembrie în fiecare an. Sărbătoarea, închinată cinstirii lemnului sfânt, pe care a fost răstignit Iisus, este a doua în calendarul bisericesc și în această zi marcăm două evenimente deosebit de importante. Aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macariar Ierusalimului în 14 septembrie 335. Aducerea Sfintei Cruci de la perși păgâni în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Sfânta Cruce a fost aflată din porunca Sfintei Împărătese Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Datorită acesteia s-au găsit pe Golgota trei cruci, pentru a afla care a fost crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul și care sunt crucile tâlharilor răstigniți odată cu el. Patriarhul Macarie le-a spus să atingă pe rând crucile de o femeie moartă. Femeia a înviat în momentul în care a fost atinsă cu cea de-a treia cruce pe care a fost răstignit Hristos. Astăzi a găsit lemnul Sfintei Cruci după îndelungi căutări și s-a împlinit o dorință care Sfânta Elena a avut-o de a descoperi lemnul Sfintei Cruci și minunea care s-a săvârșit, căci nu numai lemnul Sfintei Cruci al Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-a găsit, ci toate cele trei cruci și a celor doi tâlhari. Și facem aducerea minte și de minunea care s-a săvârșit, căci s-a atins un mort cu fiecare cruce și când s-a atins cu lemnul Sfintei Cruci, mortul a înviat și atunci au descoperit că este cu adevărat crucea cea de viață făcătoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Înălțarea Sfintei Cruci reprezintă sărbătoarea petrecută în post aspru și rugăciune, întrucât ne sunt amintite patimile Mântuitorului nostru pentru iertarea păcatelor. Facem aducerea aminte în primul rând de jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Sfânta Cruce și totodată cinstim Sfânta Cruce prin post și rugăciune. De aceea, în ziua de astăzi se caută să se țină post, post negru pentru cei ce pot, iar cei care nu pot să fie post aspru. Este ca cinste, în primul rând, pentru jertfa Mântuitorului și pentru lemnul Sfintei Cruci. Din punct de vedere popular, sărbătoarea de astăzi marchează sfârșitul verii și începutul cu adevărat al toamnei, dar și timpul la care gângăniile se pregătesc de toamnă. Se mai spune în popor că dacă în această zi tună, toamna va fi lungă, iar dacă din potrivă pe cer vor apare cârduri de ciori, va cădea brumă. Mântuiește, Doamne, Tinerii liberali din municipiu au continuat tradiția începută în urmă cu 5 ani și au oferit ghiozdane pline cu rechizite mai multor copii din Giurgiu. A fost pentru fiecare un cadou extrem de util, elevii bucurându-se că au primit la început de an școlar ceea ce le este necesar pentru a merge la cursuri. Ghiozdanele pline cu rechizite au ajuns sâmbătă la mai mulți copii din Giurgiu, elevi de la clasa pregătitoare și până la clasa a 8-a din familii fără posibilități financiare suficiente. Tinerii liberali au pregătit cu atenție acțiunea și i-au invitat pe copii alături de părinți pentru a le înmâna darurile. Toți ne aducem aminte, unii cu nostalgie, dumneavoastră cu speranță, pentru ce înseamnă data de 15 septembrie, începe școala. Cred că este al 5-lea an, spun statisticienii noștri. Când avem acest eveniment, la începutul școlii, încercăm și noi să ajutăm un număr de copii care
nu au toate cele necesare ca să pornească cu entuziasm, dar și cu toate cele necesare un an școlar. E un început. Trebuie să-l tratați cu optimism. E foarte important să aveți prieteni, să vă jucați, dar cel mai important este să învățați. Sunt deosebit de onorat că vă aflați aici la sediul Partidului Național Liberal din Giurgiu, un partid care se apleacă cu atenție către nevoile comunității. Sunt convins că vom identifica resurse financiare și pentru a sprijini mai mulți copii și ceilalți copii din municipiul Giurgiu care nu au posibilități să-și cumpere rechizite școlare și uniforme pentru a păși cu onoare noul an școlar, dar împreună sigur vom reuși. Trebuie să avem încredere, să privim cu optimism, iar dumneavoastră, dragi elevi, să știți că noi ne punem baza în domniile voastre, reprezentați viitorul giurgiuvean. Gestul pe care l-au făcut liberalii giurgiuveni a fost sprijinit de membrii ai organizației PNL și, ca de fiecare dată, cu implicarea directă a celor din organizația de tineret. Vis-a-vis de această acțiune, poate unii au considerat-o sau o consideră, am văzut și în presă, o acțiune populistă. Nu este deloc o acțiune populistă, este un ajutor cu toată inima din partea noastră. Nu este populistă datorită faptului că nu a fost un efort așa de mare, așa de costisitor, să spun, dar ăsta este, atât s-a putut, poate, cum a spus domnul președinte, în următorii ani sau chiar și următoarea săptămână vom ajuta în continuare. Suntem la al cincelea an consecutiv când organizăm o astfel de acțiune. Mă bucur că am făcut o tradiție din astfel de acțiuni și la începutul anului școlar oferim rechizite copiilor. Vrem să demonstrăm prin această acțiune, prin acest eveniment, că noi, Partidul Național Liberal, ne preocupă educația copiilor, îi sprijinim și îi susținem. Le urăm tuturor copiilor un an școlar plin de realizări, note cât mai mari, părinților multă răbdare și ambiție și să-i sprijine pe cei mici în noul an școlar. Și vreau să le mulțumesc colegilor mei de la Tineretul Național Liberal, care aseară până aproape de miezul nopții m-au ajutat să organizăm această acțiune și să facem aceste rechizite. Vreau să vă spun că în Partidul Național Liberal veți găsi un sprijin. Noi, toată echipa, vom fi voluntarii voștri. Sâmbătă au primit ghiozdane cu rechizite 50 de copii. Fiecare ghiozdan a fost pregătit în funcție de clasa în care învață fiecare copil, fie de la clasa pregătitoare sau de la clasele primare, fie de la clase de gimnaziu. Cu o zi înainte de începerea anului școlar, ministrul educației a susținut o videoconferință cu inspectorii școlari. Principalele teme abordate au vizat analizele medicale pe care trebuie să le efectueze elevii, structura anului școlar 2015-2016, distribuirea manualelor și starea unităților de învățământ. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu s-a adresat duminică inspectorilor școlari din țară cu doar câteva ore înainte de sunetul clopoțelului. Au fost abordate teme importante, prima dintre acestea vizând actele medicale pe care elevii trebuie să le prezinte la început de an școlar. Ministrul a cerut ca elevii să nu fie trimiși la analize inutil și să se respecte metodologia privind examinarea stării de sănătate a școlarilor și preșcolarilor. De asemenea, s-a precizat că actele medicale ale elevilor trebuie depuse la unitățile de învățământ până la data de 1 octombrie 2015. Potrivit ordinului de ministru comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, documentele medicale necesare la înscrierea sau frecventarea fiecărui an de învățământ sau terminarea unui ciclu de învățământ sunt adeverință medicală și aviz epidemiologic. Documentele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de medicul colectivității de la care provine copilul și trebuie să fie depuse la sediul unităților de învățământ până la data de 1 octombrie 2015. Alte teme aduse în discuție la videoconferință au fost cele referitoare la manualele școlare și starea unităților de învățământ. Ministrul a transmis conducerilor inspectoratelor școlare să se implice în rezolvarea fiecarei probleme în parte, astfel încât elevii și profesorii să-și poată desfășura activitatea în condiții normale și să colaboreze cu autoritățile locale ori de câte ori va fi nevoie. În ceea ce privește noua structură a anului școlar 2015-2016, Ministrul Educației a precizat că modificările au fost discutate cu sindicatele din învățământ
învățământul preuniversitar, fiind agreate și susținute și de Consiliul Național al Elevilor, organizație ce reprezintă principalii beneficiari ai sistemului de educație. Câmpeanu a precizat că stabilirea zilei de 11 ianuarie 2016 ca dată de reluare a cursurilor primului semestru după încheierea vacanței de iarnă vizează exclusiv interesul direct al tuturor actorilor din sistem, respectiv elevi, profesori și părinți. Poliția locală începe curățenia de toamnă pe străzile și în parcările din Giurgiu. Zeci de mașini abandonate de proprietari vor fi ridicate și confiscate. În numai 6 zile, agenții de circulație au localizat 20 de autovehicule care ocupă de mult timp diferite locuri din oraș. În parcări sau pe străzi sunt multe spații ocupate inutil de foarte mult timp, iar acestea urmează să fie eliberate. Poliția locală a demarat în data de 9 septembrie o amplă acțiune de identificare a rablelor din oraș, descoperind până acum 20 de mașini abandonate. În momentul în care agentul constatator de la mine, agentul de circulație a ajuns, a făcut fotografiile respective, iar pe parbrizul mașinii respective s-a lipit o somație. În termen de 10 zile să-și ridice acest autovehicul. În cazul în care nu se va ridica acest autovehicul, va fi ridicat. În termen de 10 zile, proprietarul are datoria să-și mute mașina sau să o aducă la o stare de funcționare. În caz contrar, autoturismul este ridicat și depozitat la marginea orașului. Dacă proprietarul nu mai vrea să își recupereze mașina, aceasta va trece în proprietatea primăriei și va fi valorificată. Dacă dorește să ridice acest autovehicul, plătește o taxă care este aprobată de Consiliul Local, taxă care se ridică la suma de 2000 de lei, în conformitate cu prevederile legii 421/2002 privind abandonarea autovehiculului pe domeniul public, ne justifică că a plătit, că este proprietarul acestui autoturism și își poate ridica autoturismul. Lista cu proprietarii care și-au abandonat mașinile va fi afișată la primărie și în paginile unui cotidian local. Polițiștii locali vor lucra în fiecare zi până când va fi depistat și ridicat și ultimul autoturism abandonat din Giurgiu. Concursul de pescuit extrem, care a avut loc sâmbătă pe Dunăre, i-a pus cu adevărat la încercare pe participanți. Vremea nu a ținut cu ei și nici Dunărea nu s-a arătat prea generoasă. Chiar dacă nu au fost capturi impresionante, niciunul dintre pescari nu a plecat supărat acasă. Concursul de pescuit extrem organizat de hartapescar.ro și condus de George Dragne a avut loc pe Dunăre, în apropierea insulei Mocanu. Pescarii care au participat au avut nevoie de toate cunoștințele în ale pescuitului, dar și în ale navigației, fiindcă au fost nevoiți să utilizeze ambarcațiunile pe toată perioada competiției. Condițiile chiar au fost extreme, dar plăcerea participanților nu a fost cu nimic umbrită, astfel încât se poate spune că toți au avut de câștigat. Vreau să vă felicit pe toți, toată lumea care a ajuns astăzi la acest eveniment, sperăm noi deosebit. Este a treia ediție a concursului de pescuit extrem pe Dunăre și astăzi s-a văzut și de ce este extrem. Un concurs care s-a născut dintr-o pasiune, ceva ce ne leagă pe toți care suntem aici, anume pescuitul. Și ca să nu mai lungim vorba cu bla-blauri, ne apropiem de momentul decisiv, momentul în care vom premia pe în primul rând pe cei care au participat. Toți participanții au primit diplome, medalii și diverse premii. Mai multe amănunte puteți afla din ediția specială din această seară la TV Giurgiu după jurnalul de știri. Azi după amiază a fost ședință la Consiliul Județean Giurgiu. Spre deosebire de alte ședințe, cele 21 de puncte de pe ordinea de zi au fost parcurse rapid în doar o oră, fără prea multe intervenții. Spiritele s-au încins la acordarea unor sprijine financiare, Consiliul Județean refuzând să dea bani unei asociații non-guvernamentale. La ora 15, consilierii județeni au fost convocați la o ședință extraordinară cu 21 de puncte pe ordinea de zi. Majoritatea proiectelor au fost parcurse rapid, fără intervenții și votate în unanimitate, cu una sau două abțineri, acolo unde anumiți consilieri județeni se aflau în incompatibilitate. Cele mai multe discuții s-au iscat la punctul 16, cu privire la acordarea unor sprijine financiare. Mai exact, consilierul Boierescu a solicitat ca în ședința de azi asociației neguvernamentale Let's Do It să-i se acorde suma
de 5.000 de lei pentru organizarea unei gale, însă președintele Vasile Mustățea, dar și alți consilieri s-au opus categoric. Părerea mea este că trebuie să facem o verificare, să ne spună și nouă ce are de gând să facă ei. Domnul președinte, este vorba de Let's Do It, operează de ani de zile la nivel de Giurgiu, deși mai mulți ani la nivel național și la nivel mondial are 20 de ani de activitate în spate. Sunt deasupra Fericiuni, inclusiv Consiliul Județean, am sprijinit acțiunea. Nu e de un ONG care a făcut alare peste noapte și am vorbit cu jumătate din consilierii aici de față și toți m-au dat, deci nu e ceva politic, nu are legătură cu PNL, cu PSD sau cu altcineva și părerea mea că și indiferent și nu o să vină în Consiliul Județean, dar trebuie să-i sprijine pe următorii ani. Deci nu e ceva personal acum, n-am niciun interes să îi sunt deasupra oricărei suspiciuni. Dacă un coleg aici de față dorește lămurii, le pot da pe loc. O să facem și în cazul acestui ONG o verificare. Deci rugămintea mea este să supuneți la vot, nu să supuneți pe celelalte. Nu pot să supun la vot pentru că n-am verificat. Și atunci celelalte cele suplimentare care au intrat în comisie le veți pune? Deci, când este vorba de o persoană fizică, este o problemă distinctă. Da. Am sunt sigur că, dacă permiteți, m-ați întrebat ceva. Celălalt ONG a fost supus în analiză în comisie. Deci avea așa și în momentul că a fost comisia vineri și sâmbătă m-am dus și am verificat personal. Așa voi proceda și în acest caz. Președinte, e vorba de Let's Do It. Prin urmare, asociația Let's Do It nu a primit bani. În schimb, s-au acordat sprijine financiare în valoare de 4,49 miliarde de lei, din care 3,15 miliarde pentru biserici, 160 de milioane de lei vechi pentru Asociația Clubul Pensionarilor și Asociația Județeană a Pensionarilor, iar 73 de persoane cu venituri financiare reduse au primit ajutoare între 1.000 și 6.000 de lei. O mare handbalistă româncă își aniversează astăzi ziua de naștere. Ea a fost medaliată cu argint în 2005 împreună cu Naționala României la campionatul mondial feminin de handbal în Rusia, iar la Jocurile Olimpice de vară din China, împreună cu aceeași formație s-a clasat pe poziția a șaptea. Născută pe 14 septembrie 1976, Narcisa Lecușanu a fost o vreme și directorul tehnic al echipei naționale de handbal. Fostă jucătoare de handbal din România, Narcisa Lecușanu este sportiva născută pe 14 septembrie 1976 la Bacău. Ultimul club la care a evoluat handbalista este Old Chim Râmnicu-Vâlcea, dar românca a fost componenta naționalei de handbal a României, precum și a câtorva cluburi din țară și Europa. Club sportiv școlar Bacău, Club sportiv Știința Bacău, Cometal Scoplie Macedonia, BVB 09 Dortmund Germania, TV Luzerlinden, aceeași țară și Aalborg, Danemarca. Unele dintre cele mai însemnate performanțe obținute de sportiva româncă împreună cu Naționala de Handbal a României rămân medalia de argint câștigată la campionatul mondial de la Sankt Petersburg 2005 și poziția a șaptea în rândul națiunilor participante la Jocurile Olimpice de vară din 2008 China. După ce părăsește activitatea competițională, Narcisa Lecușanu ocupă o vreme funcția de director tehnic al Naționalei Române de Handbal, poziție din care, spunea sportiva cu prilejul unei invitații la unul din posturile de televiziune, lucrurile stau altfel din punct de vedere al muncii și emoțiilor. E cu totul și cu totul altceva, e o altă muncă. Emoții. Ai emoții mult. Emoțiile sunt mult mai mari în tribună decât pe teren, că pe teren timpul trece atât de repede, n-ai timp să-ți dai seama. Abia după realizezi, încerci să faci o analiză a ceea ce ai făcut. Pe când în tribună nu poți să faci nimic, doar să privești. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu au ajuns la final, urmează rubricile Sport și Meteo și o ediție specială.
Nu ratați nici emisiunile Sport, Arena și Audiența. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Etapa 10 a campionatului național fotbalistic a adus giurgiuvenilor o surpriză neplăcută. A doua înfrângere a Astrei pe teren propriu, de data aceasta în faza formației Pandurii Târgu Jiu. Astra a intrat în teren cu Lung, Cheiroș, Geraldo, Găman, Junior Moraes, Dandea, Enache înlocuit de Lovin, Boldrin, Ioniță 2 înlocuit de Ninos, Deamorim și Alibec. Marele absent fiind capitanul echipei Constantin Budescu, aflat la botezul fiului său. Partida a debutat echilibrat cu atacuri la ambele porți, dar echilibrul a fost rupt în minutul 25, când vine primul gol pentru formația din Târgu Jiu, după ce Hora preia excelent în careu și șutează fără șanse pentru portar. Astra revine în atac și în minutul 36 obține un penalti, dar Boldrin șutează slab și portarul Pedro Bignote apără. Este al treilea penalti ratat în această etapă, după cele de la Chiajna și Asea Târgu Mureș. Minutul 40 aduce un real asediu la poarta Pandurilor, apoi două minute mai târziu o bară incredibilă a lui Ninos. Repriza se termină cu 1-0 pentru Aspeți, dar imediat după pauză Astra egalează prin Alibec în minutul 47. Meciul continuă echilibrat cu faze la ambele porți, apoi vine minutul 59 cu penalti pentru Pandurii, la un fault în careu a lui Cheiroș la Răduț. Unui numai târziu, Hora transformă fără emoții lovitura de la 11 metri și își aduce echipa în avantaj, stabilind de fapt și scorul final al partidei, 2-1 pentru Pandurii, și Astra poate să piardă primul loc în fața lui Dinamo, care joacă astăzi cu CFR. Partida de aseară de pe Marina Anastasovici a adus giurgiuvenilor al doilea meci pierdut în acest campionat, ambele pe teren propriu. Primul fiind eșecul din etapa a doua a campionatului cu vicecampioana AS Ardealul Târgu Mureș, 1-5. Giurgiuvenii au rămas pentru moment pe primul loc în clasament până la partida din această seară dintre Dinamo și CFR. Iar echipa Pandurii Târgu Jiu are 4 meciuri consecutive fără înfrângere. Iată câteva declarații imediat după încheierea partidei. O victorie mare. Felicit pe Edi pentru modul cum a pregătit meciul. Felicit pe băieți că l-au ascultat și fiecare a adus un plus de valoare, așa cum e normal într-o echipă. A fost și momente palpitante, momente psihologice ale jocului, care am reușit să le gestionăm și nu trebuie să le mai enumăr. Penalte apărat, evoluția foarte bună a lui Hora. Toți băieții au jucat bine și ne prinde bine această victorie. Junior, înfrângere dureroasă? Da, a fost așa, nu, doloros, pe ce a jucat bine, azi a avut și un puțin de noroc și a avut șansă, ca și un meci, a avut o cază, păcat ca pierdută. Mergeați destul de bine, n-aveați nicio înfrângere până acum? Da, până acum nu a avut înfrângere, mai asta trebuia să mergi înainte, ca sâmbătă aveți un meci foarte greu și trebuiam să câștigăm. Am crezut că am făcut un meci bun, nu neapărat foarte bine la fazele de gol, atunci cred că a fost 3 puncte pierdut nemeritat, dar asta e fotbal. Probabil a câștigat altă dată 3 puncte fără merit. A venit, iată, și prima înfrângere, aveați un parcurs destul de bun până acum. Da. Din păcate s-a întâmplat astăzi, noi nu am vrut, avem alte meci foarte important, acum cu CFR încercăm să câștigăm 3 puncte și să ne mantenim acolo în față de clasament. Cum vezi meciul cu CFR? Altru meci foarte greu, cred că multe echipe sunt egale în valoare și vedem cum suntem acolo, cum am spus, va fi un meci foarte greu. După ce în prima etapă a Ligii a 4-a fotbalistice, Seria Sud, nu s-a înregistrat nicio victorie în deplasare, etapa a doua se poate spune că a fost a oaspeților, având în vedere numărul victoriilor în deplasare. În derbiul seriei, Arsenal Malo a terminat la egalitate cu Dunărea Giurgiu, scor 0-0. În cel mai așteptat meci al etapei, cele două formații au dominat partida pe rând, giurgiuvenii fiind mai insistenți în prima repriză, în timp ce gazdele au controlat repriza secundă, fără însă ca vreuna dintre ele să înscrie. Asta după ce în prima etapă, Dunărea învisese acasă pe Spicul Izvorul cu 11-1, iar Arsenal a spus tot acasă de progresul Valea Dragului cu 18-1. La începutul celei de-a doua repriză de pe Arena Malu, am solicitat câteva păreri președintelui clubului Dunărea. Un meci pe ansamblu echilibrat, cum vi s-a părut? Da, într-adevăr, este un meci echilibrat, două echipe apropiate valoric. Să vedem, terenul este și el puțin mai îngreunat din cauza ploilor.
Sperăm să în final să fim victorioși. Cât de mult ar conta o victorie aici, la Malu, în etapa a doua? Da, o victorie, vă dați seama, contribuie la moralul echipei. O victorie care întărește cele propuse de noi, adică să câștigăm seria. Cine crezi că mai contează la... ca să vă încurce, ca să câștige campionatul? Da, într-adevăr, în lupta asta pentru primele două locuri, după părerea mea, sunt patru echipe. Arsenal, Malu, Unirea Izvoarele și cei din Hotarele. Bineînțeles, alături de Dunărea Giurgiu. În celelalte partide ale etapei, Unirea Izvoarele a câștigat fără probleme în deplasare, obținând un scor confortabil pe terenul celor din Izvoru. Mihai Bravu s-a impus pe teren propriu în fața celor din Hotarele, în vreme ce Dunărea Oinacu a pierdut pe teren propriu în fața celor din Colibaș. Deplasarea a câștigat și echipa din Prundu, care împreună cu cea din Colibaș completează primele locuri ale clasamentului. În etapa viitoare, de sâmbătă 19 septembrie, cel mai așteptat meci este Unirea Izvoarele Arsenal Malum, o partidă între echipele care în sezonul trecut au câștigat campionatul respectiv Cupa României, faza județeană. Marți, vremea va fi caldă pentru mijlocul lunii septembrie, mai ales în vestul și centrul țării. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile vestice, dar și în cele estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 7-8 grade în estul Transilvaniei. La Giurgiu vom avea vreme frumoasă, cerul va fi senin, iar temperaturile vor fi generoase. Maximile termice vor ajunge la 27 de grade în municipiu, la Ghimpați, Izvoarele și Comana și 28 de grade în Mihăilești, Hotarele și Bolintin Vale. Viteza vântului va fi de 9 km pe oră din direcție estică, în timp ce presiunea atmosferică va înregistra 764 mm coloană de mercur. Apele Dunării în perioada de prognoză sunt în creștere cu 18 cm, cota probabilă fiind estimată la minus 34 cm. În aer, umiditatea va atinge 64%.